Fraților, astăzi vom sta de vorbă cu o regină. Așa a fost numită într-un articol din 2019 din Jurnalul Național. Regina SF-ului românesc. A câștigat de două ori premiul Vladimir Colin, în 2008 pentru romanul Împăratul Ghețurilor, a ajuns la 3 reeditări la noi și tradus în Ungaria, și recent, în 2021, pentru Agenții Haosului, un space opera unic în peisajul românesc, care face parte din seria Stellarium. Acum, regină sau nu, Ana Maria Negrilă are sânge albastru de scriitoare și asta se simte în special prin lumile pe care le creează, fie că vorbim de SF, fantasy sau, mai nou, ficțiune istorică. Astăzi vom sta de vorbă cu ea despre primul ei proiect istoric, romanul Cele patru oglinzi ale adevărului, apărut în toamna anului trecut la Hiperliteratura, o carte al cărei univers este fixat în evul mediu românesc. Sunt extrem de puține titlurile care tratează evul mediu de pe meleagurile noastre, atât științifice, cât mai ales de ficțiune. Ce știm de fapt despre evul mediu de la noi? Vom afla astăzi, sper, mai multe. Pentru că lumea imaginată de Ana Maria Negrilă este atât de reală, încât eu unul, lecturând, am avut senzația unei adevărate călătorii în timp. Romanul are ca protagonist pe Ștefan, un orfan salvat din sălbăticia codrilor Moldovei de un vânător. Își trăiește mare parte a copilăriei izolat de societate, vorbind chiar cu animale și desenând pe pietre. Dar când părintele său adoptiv moare, este nevoit să iasă din cochilia lui și astfel ajunge la o mănăstire. Aici descoperă scrisul, cititul, dar mai ales pictura și tainele poțiunilor vindecătoare. Printr-o serie de împrejurări nefaste, unde necuratul pare să-și facă apariția, destinul poartă spre cetatea Sucevei, în vremea lui Alexandru cel Bun. Iar din acest punct, romanul Anei Maria Negrilă explodează de-a dreptul și te poartă străduță cu străduță, casă cu casă, cămară cu cămară, în acea lume extraordinară. De la credințe și sistemul economic de atunci, la haine și arhitectură, de la oameni simpli cu plăceri simple, la personaje misterioase cum este Miro, un individ căruia un bătrân îi spusese că va deveni nemuritor. Acesta îi însuflă lui Ștefan dorința de a pleca din târgușorul lui mărunt și a vedea minunățiile lumii. Dar mai mult o să vă las pe voi să descoperiți citind cartea, pentru că dacă urez ceva cu ardoare, este ca cineva să-mi povestească un titlu. Deci, fără spoilere, dar cu ceva tot vă las. În Cele patru oglinzi ale adevărului, nimic nu e ceea ce pare. Și veți avea parte de o călătorie aproape fantastică și la limita ezoterismului, oglindă cu oglindă, până când, într-un univers al violenței și nedreptății, un visător naiv ajunge să trăiască pe pielea lui una dintre cele mai mari dureri ale umanității. Mai exact, pierderea libertății. Rima a fost neintenționată. Ai trecut de la SF și fantasy la historical fiction și te-ai dus direct în plin așa nevul mediu românesc. Și de obicei când scriitor își alege așa o direcție, înseamnă că ceva din zona aia l-a atras sau a simțit ceva acolo. Deci te-ai dus în orice altă parte și te-ai dus pe cetatea Sucevei, în mare și pe vremea lui Alexandru cel Bun. Puteam să mă duc în orice perioadă. Deci am foarte multe proiecte. Unele sunt de secol 19, unde sunt de secol 20. Pentru mine mă pasionează istoria, dar pentru că ai menționat fantasy și science fiction, nimeni n-a spune, ok, și unde e pasiunea pentru istorie dacă scrie altceva. Pentru mine, istoria este un, așa, un continuum. Deci ea începe, înainte de a începe, de fapt, istoria pe care o numim noi istorie, deci în perioada foarte veche, adică începe cu mitologia, începe cu legenda, și aici am fantasy-ul, și se încheie, nu în perioada aceasta, ci se încheie într-o, să zicem, istorie post-umană, adică în science fiction. Deci eu am abordat cele două capete, ca să zic așa, ale istoriei. Capetele mai puțin, sau neacceptate ca istorie și mai puțin cunoscute. A fost momentul să mă întorc spre partea aceasta de mijloc a istoriei. Mă pasionează evul mediu. Am citit cam tot ce s-a scris despre perioada aceasta. Am citit cărți, din fericire nu sunt foarte multe, adică nu mă pot lăuda dacă am citit mii și mii de pagini, că nu sunt foarte multe care s-au păstrat de atunci, dar și secol 16 și secol 17 și întotdeauna am vrut să leg aceste capete de
ficționale pe care le-am creat eu până acum, cu ceva efectiv palpabil. Și atunci m-am dus spre istorie. Există o imagine anume care te-a atras spre zona, era o întrebare, dar o formulez așa, da, da. Un pic. Am înțeles de ce ai mers spre Eviu Mediu și spre mijlocul capetelor, da, oarecum e la de istorie, dar să zicem, de ce anume zona asta? De ce nu târgu Bucureștilor? Sau poate nici de la noi din țară, tu oricum ești obișnuită să creezi lumi total imaginare. Da, total imaginare, da. Perioada aceasta de secolul XV este atât de îndepărtată încât poți să zici că intră în zona imaginarului. Da. În momentul în care am început să cercetez, mi-am dat seama câte elemente îmi lipseau și cât de mult trebuia să cercetez. Dar despre asta o să vorbim imediat. Da. Elementele care declanșează ceva, deci de dorința de a scrie ceva, aceste elemente sunt destul de vagi. Deci dacă o să-ți vorbesc despre ce a declanșat acest roman și toată, cum să spun, că nu e un singur roman, probabil vor fi mai multe. Eu, în general, creez lumi, nu creez o singură lume, adică un singur roman. Am citit la un moment dat tetralogia lui Yukio Mishima, Marea Fertilității. Am o reacție foarte ciudată cu scrierile lui Mishima, în sensul că nu-mi plac. Deci nu e un autor care să-mi placă. Însă este un autor pe care de fiecare dată când l-am citit, am simțit că m-am bogățit cu ceva. Deci e foarte ciudat, că de obicei citești ce-ți place. El nu-mi place, nu-mi plac ideile lui. E un love and hate. Exact, un love and hate clasic, da. Și mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut foarte interesant faptul că el în această tetralogie mișcă acțiunea de la un volum la altul, bazându-se pe ideea de reîncarnare. Sigur că în spațiu creștin nu avem reîncarnare. Creștinismul este liniar. Deci știm exact, Biblia ne spune unde începe și unde se va încheia. Aveam de care nevoie de un univers ciclic. Deci ceva care să permită, nu reîncarnarea, măcar reîntoarcerea la un anumit punct. Acest univers ciclic ne-l dau gnosticii. Și ușor, ușor ajungem spre început, adică spre secolul acesta 14-15. Practic, ideea de reîncarnare, să zicem, se mai vehiculează în Renaștere și tot în jumătatea secolului al XV-lea, odată cu traducerea, mă rog, operei lui Platon de către Marsilio Ficino, reintră ideea aceasta în circuit. Ea apăruse și la Sfântul Augustin, deci nu era complet nouă, dar, fusese împinsă așa, la periferie. Deci toate aceste elemente m-au dus către un secol 15. De ce începutul? Da, pentru că cartea ta e mult ezoterism și avem un personaj despre care vom discuta imediat. Corea, un bătrân, îi spune că va fi nemuritor și atunci îmi place că ai pornit de la imaginea asta ciclică, care pare, cel puțin în povestea și în Evul Mediu, pare destul de exotică. Da, pentru atunci. De ce țările române? Am o teorie, știi, fiecare are o teorie, am și eu o teorie, și anume că trebuie să creăm romane care să includă și România, să includă pentru perioada actuală, dar să includă și zona europeană sau într-un fel să plasăm cultura noastră în cultura altor state. Și atunci aveam de ales, sigur, să pornesc, de exemplu, din țara românească, nu din Moldova. A fost mai mult o alegere bazată pe documentare. Deci am găsit mai multe documentare și mi s-a părut mai interesant traseul pe care care exista și în perioada respectivă între Iov, de exemplu, Suceava, și Cetatea Albă, de la Cetatea Albă la Constantinopol și mai departe. Traseul, exact. Și traseul și era un traseu destul de clar. Și atunci am mers pe... Care permite ceva aventură. Exact, și, exact. Na, exact. Și ne permitea să pornim de aici, să aflăm ceva și despre zona aceasta și să mergem mai departe. Deci asta e un început de călătorie, deci, până la urmă. Simți ca scriitor un pic de
frustrare, nu? Când vedem în literatura universală oameni vorbind de țările lor și promovând cultura. Da, noi nu avem foarte multe povești, mai ales din EVU. Da. Mediu, noi nu prea avem nici povești din al doilea război mondial, ca literatură. Ca literatură, foarte, sigur. Foarte, foarte, foarte puțin. Învățăm, oamenii învață foarte mult și în alt fel. Adică, ok, la școală să zicem că învață ceva, dar mai departe ei învață din alte locuri. Învață citind, de exemplu, o carte care îi atrage și prin acțiune, dar care are și informații. Știu, poate dintr-un videoclip, deci oamenii învață din foarte multe locuri. În plus, literatura este un mod de a ne prezenta frumos pe piața externă, a ne prezenta cu ceva. Uh-huh. În general, cultura este de genul acesta. Să trecem la partea de documentare, acum că mi-ai și spus. Uh-huh. Că aici ai găsit cele mai multe surse, izvoare. Cum se zice, știu că ai mers în anumite lucruri, știu că ai stat cu pictori, știu că atâtea cărți cât au fost destule și vom trece mai curând și la harta Unicat, care se află în cartea ta. Ai făcut o documentare și despre pictura din Evu Mediu și ce culori se foloseau. Hai să luăm undeva cu începutul, chiar cum ai început să te documentezi. După ce ai văzut traseul ăsta, adică erai oricum într-o parte de creare deja a lumii. Și care au fost cărțile sau informațiile care au schimbat, inclusiv ideile tale despre carte? Ieri am stat și m-am uitat un pic pe bibliografie, care înseamnă să fie mai proaspăt, așa, pentru că sunt cărți pe care le-am citit pentru acest roman, iar pentru continuării nu, că nu se mai potrivesc. Și sunt mii de pagini. Mii de pagini de articole științifice în special. Sunt câteva cărți care mi-au fost de mare, mare ajutor. Una este cea a lui Emile Mandi, Să nu dărâm dacă nu știi să construiești. A fost extraordinar de greu să găsesc această carte. Deci era un hunting, un treasure hunt după ea. Deci n-am găsit-o nicăieri, în nicio bibliotecă, în niciun anticariat. Nici online. Mai puțin, nici online, nicăieri. Am găsit-o la Biblioteca Națională, un exemplar. Și m-am dus frumos și am pozat o mare parte din exemplarul respectiv, inclusiv harta despre care o să vorbim mai târziu. O altă carte care m-a ajutat foarte mult pentru Cetatea Albă a fost a unei cercetătoare din Republica Moldova, Mariana Șlapac o cheamă, și care are o teză de doctorat și o carte pe baza cercetărilor arheologice care s-au făcut la Cetatea Albă. O altă carte interesantă este cea a lui Laurențiu Rădvan, despre orașele din țările române în Evu Mediu. M-a ajutat în sensul că și cu informație în mare despre situația respectivă, în perioada respectivă, dar m-a ajutat și ca bibliografie. Are foarte multă bibliografie, deci m-a trimis în alte părți. Asta e mare lucru să... Așa începe un cerc, exact, aproape nesfârșit. Exact. Da, la un moment dat am zis, chiar ziceam, gata, trebuie să mă potolesc. Deci după ce cercetasem cum arătau vasele, cum arătau podelele, cum arătau pivnițele, am zis, gata, trebuie să mă potolesc, pentru că, până la urmă, fac rost de o mulțime de informații pe care nu le pot introduce. E totuși un roman. Fac eu aici o completare, avem de toate. Avem arhitectură, avem străzi, avem ceea ce am numit acum modern design, avem haine, avem foarte, foarte multă cromatică a hainelor și a felurilor de haine. Chiar simți că ești acolo și de-aia și am vrut să discutăm despre documentare. Despre haine, ai găsit o carte anume? Sau... Nu, dar foarte multe articole. Inclusiv articole în limba străină. M-a ajutat foarte mult pandemia și foarte ciudat să zici că te-a ajutat pandemia. Deci uite că a ajutat pe cineva. Și anume că s-au deschis foarte mult bibliotecile în zona de online, inclusiv biblioteci din străinătate. Și am avut acces la tot felul de articole. Am și niște, un acces instituționalizat la articole științifice. Și asta m-a ajutat foarte mult. Am citit, de exemplu, în limba engleză foarte mult. Pentru partea de, cum să spun, de comerț, de exemplu, partea de scrierea corăbilor, a galerelor și așa mai departe. Astea nu le-am găsit la noi, pentru că noi nu aveam genul ăsta de
de ambarcațiune. Avem pânzarul, pe care la un moment dat îl menționez și pe el. Și acolo a fost o problemă să găsesc, deci că era pânzarul. Pânzarului. Cum arăta, da. Și cum arăta monoxilele exact. Deci monoxilă, ok. Cum era exact? Bărcuța. Era o bărcuță pe care transportau trupe, deci destul de solidă. Nu foarte mare, dar foarte agilă, ca să zic așa, deci le permitea... Eu când am citit partea cu bărcile acolo în port, am crezut că, nu sigur, e o pregătire militară ceva, zic că n-ai cum să le descrii totuși așa... Documentare foarte multă, cunoștințe, pe mine m-a interesat și zona aceasta de, știu, construcție de corăbii, să zicem, așa, în mare vorbind de... Mai aveam bibliografie și mai aveam idei și dinainte, dar acum am reușit să le leg. Spuneai de comerț. Da. Hai să vorbim despre cum era viața unui târg atunci. Cum se desfășurau achizițiile, de unde veneau, ce reprezenta cetatea Suceava, era un punct de... Am ales cetatea Sucevei, nu era singura, de exemplu și Baia era ca târg, era foarte dezvoltată în perioada respectivă, dar nu știu, m-a atras pe mine Suceava, nu știu, am așa o afinitate, știi cum... Rude chestii, ceva? Nu, n-am nimic. Deci absolut o chestie, și dacă s-a scrie la un moment dat un articol despre știu, ce a dus la alegerea unui, de către mine a unui anumit lucru, punct, în fine, apărea niște teorii. Efectiv, nu am nicio legătură cu Suceava, dar mi s-a părut întotdeauna un oraș interesant, e greu de spus de ce. Era, la vremea aceea, era capitala. Este un oraș care se ridică foarte mult la începutul secolului al XV-lea. Este un oraș care la un moment dat avea două catedrale. Deci a fost o chestie amuzantă chiar cu înainte catedralele din 1390-1410, catedrala respectivă. În sensul că ea era, fusese construită în centrul Sucevei, mă rog, centrul de atunci, care era o zonă numită Târgul de Jos. Era un târg. Acolo se adunau târgoveții, acolo se făceau schimburi comerciale și așa mai departe. Deci era catedrala aceasta și încă o biserică cu hramul Sfântul Dumitru. Am scris, m-am apucat, am scris, am descris-o, în fine, iar bazat pe biografie, încercam să-mi imaginez cum ar fi arătat totuși o catedrală catolică, dar construită la noi, având în vedere că bisericile erau destul de mici în perioada aceea. Deci după ce am scris aceste pagini, am mai citit niște bibliografie și am descoperit că acea catedrală, de fapt, a avut un defect de construcție. Și, din cauza acestui defect de construcție, la un cutremur, în 1410, a fost avariată, s-a dărâmat parțial și în următorii ani a fost nu demolată efectiv, ci pur și simplu s-a luat piatră din ea, cum se făcea pe vremuri, și s-a intrat în componența unor pivnițe, pentru că erau case, majoritatea casele erau din chirpici sau erau din lemn, vorbesc de suprastructură. Pivnițe însă erau și cu piatră și atunci acestea au rămas ca să fie excavate de arheologii. Așa au ajuns până la noi, așa informația a ajuns până la noi. Deci, întoarcându-ne la ideea de târg, exista cetatea, care e cetatea, nu cea de acum neapărat, pentru că ea a mai fost îmbunătățită, normal, de atunci până acum, dar exista cetatea și exista târgul. În târg existau case domnești, deci nu, deși administrația și, sau în fine, domnitorul, teoretic era... Vornicul sau ce era? Nu, atunci. Domnitorul era în cetate, dar târgul era separat și era condus de un voit sau șoltus, și ajutat de un consiliu, de 6 sau 12 pârgari, li se spune. Dar asta spun că boierii, deși stăteau, aveau camere, să zicem, și în cetate, la fel și domnul, aveau locuințe și în târg, și la fel și domnul. În caz de pericol, ei se retrăgeau în cetate. Și Suceava a fost atacată de, vreau să vorbesc de târg, de mai multe ori. Nu era nici foarte bine apărată, era apărată de o palisadă și de un șanț. Deci nu mare lucru când te gândești că erau cetăți care erau din piață, care erau cucerite. A fost atacată de mari. A fost atacată de turci. Și, în fine, până la urmă, la începutul secolului al XV-lea a început să crească.
Asta înseamnă că lucrurile mergeau foarte bine, comerțul mergea foarte bine. Și din ce zonă? Ce UNEA? Din ce zone veneau? Era un hub. Deci UNEA, asta zic, Liovu, încolo, Cetatea Albă, cetățile de la, de la mare, în sensul de Cetatea Albă în special. Adică întreb ce naționalități erau pe acolo? Era, cum a zice, multicultural. Erau armeni, erau tătari, e o zonă, chiar și acum care se numește, cred că e cartier sau ceva care poartă numele acesta. Erau ruși, exact, ulița, după uliță ne dăm seama, deci ulița rusească, ulița armenească, greci, germani, italieni, iar personajul, unul dintre personaje își găsește foarte bine, da, e localizat foarte bine, deci existau italieni, deci genovezi, dar nu numai, tocmai datorită comerțului acesta. Erau genovezi și venețieni, nu? Și venețieni, da. Da. Și nu prea să aveau ei unii cu alții. Nu se aveau, nu, nu. Poate aveau un pic și despre... Aveau o poveste destul de lungă de, de lupte pentru supremația normală economică a zonei. Luptele început din secolul XIV, de fapt. Și nu vizează zona aceasta Moldovei, ci zona de... și o comerț pe mare. Insulele, anumite insule s-au tot bătut la una, pe una, despre una vorbesc și eu. Pentru că erau locuri unde, locuri de popas, locuri de unde aprovizionau, călătorii se făceau pe de-a lungul malurilor, cu, vorbesc de, și de galere și de corăbini, deci nu mai greu traversau, sau mai rar traversau marea direct. Și atunci aveau nevoie de punctele acestea unde să se oprească. Aici, în, în povestea cărții tale, este clar că personajele care trăiesc în târg sau pe lângă târg, sunt oameni care călătoresc, care văd lumea. De aceea și personajul Miro, care intră în contact cu personajul principal, Ștefan, a auzit vrute și nevrute și influențat inclusiv de culturi mai, da, 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 mai, mai dubioase. Și cât de mare era diferența, întreb așa, antropologic, dintre oamenii care lucrau la târg și restul, care erau cumva limitați, nu doar la universul acela destul de îngust, da, din care nu ieșeau, în care, da, nu prea primeau pe alții. Da, erau comunități sătești. Noi nu ne mai ajungem acum cât de mică era lumea. Deci vorbim despre Suceava, ca despre un mare oraș, era un mare oraș în zona respectivă, dar erau câteva mii de locuitori, iar un sat era format din zeci, sute de oameni, dacă era ceva mai mare. Într-adevăr, nu călătoreau, călătoreau negustorii și negustorii aveau un rol important și în a împrăștia, nu numai informații, zvonuri, știu, chestii de natură politică, dar și culturală, într-un fel. Și asta se oglindește în ce spune Miro. Multe erau și minciuni și Miro este un mincinos, pentru că erau informații pe care nu le puteau și-o verifica și chiar informații care erau digerate pe jumătate chiar de, de negustorii respectivi. Negustorii aveau ceva cultură, învățau să scrie, să citească. Nu erau niște ignoranți, vorbesc de negustorii care veneau din zona, da, iată, Italiei. Iată un prim pas care diferenția. Exact. Cititul și scrisul. Cititul și scrisul. Populația țărilor române era analfabetă în, în mare, așa cum era populația între lumii și antece Europei. Nu s-a schimbat. Absolut, nu s-a schimbat. Mă rog, la noi, mă rog, da, ok. Tragem după noi niște chestii. Dar așa era peste tot, deci nu numai în, în țările române. Atunci era, atunci peste, era tot, peste tot, așa, da, da, okay, da, deci nu era. Atunci nu era o problemă. Sunt centre acestea de cultură pe care le avem și noi, deci mănăstirile, și e Mănăstirea Negra pe care o, mă rog, inventez eu, sigur, pe baza unui model real. Acolo se traduceau cărți, se copiau manuscrise, deci încă e perioada în care se copiază de mână și efectiv am lucrat la un moment dat pe manuscrisele acestea de, nu de secol 14 și 15 sigur, ci de secol 16. Sunt foarte frumoase, deci în momentul în care apare tiparul, la noi încă se mai copiază manuscrise, dar nu mai sunt scrise atât de frumos, nu știu, nu știu de ce, deci sunt mai, și mai greu de citit din cauza asta, de până la urmă e un scris de mână. Da, am înțeles. Chiar al unui copil. Personajul tău, Ștefan, are o chestie foarte interesantă, pentru că el, când era foarte mic și este găsit de acel vânător, avea capacitatea de a vorbi cu animale și are câțiva prieteni din regnul animal. Nu vreau să intru acum în detalii, dar e interesant că odată ce învață scrisul și
cititul își pierde ușor, ușor capacitatea... Asta a fost, capacitatea asta. Da, a fost... Deci, foarte interesantă. Da, s-a bazat pe ideea asta mea de... deci, fiecare început, chiar începutul unei vieți, merge în zona de mitologic. Deci copilul mic are își creează o mitologie a lui, nu știu, are niște simboluri cu care lucrează. Mai ales în secolul 15. Adică... Mai ales în secolul 15, dar și acum. Deci dacă observi un copil mic, el are o lume a lui. Nu întotdeauna avem acces la ea în sensul că ne dăm seama ce. Dar el are o întreagă, înainte de a învăța să vorbească, el are în cap o întreagă lume. Nu poate să o comunice. Și te ajută și partea de mamă. Clar. Absolut. Deci orice lucru pe care îl învățăm, orice lucru de care ne lovim, ne spune o latură, ne vorbește despre o latură a lumii. De aceea el este mai apropiat de natură, este mai apropiat de, să zicem, momentul acela de paradisiac în care omul, oamenii și animalele stau, știu, comunică, sunt împreună. Pe măsură ce învață, se civilizează, normal că începe să piardă această legătură și în carte se vede. Prima oglindă este oglinda copilăriei. În momentul în care intră în adolescență, părăsește universul acesta al copilăriei, universul în care era protejat, deci chiar și la mănăstire, acolo e protejat, încearcă să-l învețe, n-avea el chef să, ca orice adolescent, vrea să umble, să descopere, n-avea el chef să stea pe loc. Dar, deci în momentul în care părăsește această zonă safe, ajunge în lumea reală, în lumea adulților, și atunci normal se confruntă cu tot felul de probleme, cu tot felul de... Mi se pare o paralelă foarte interesantă a limbajului, adică a limbajului de comunie cu natura, schimbat cu limbajul uman. Ajunge la mănăstire și aici descoperă într-o scenă aproape frapantă, ușor horeș pentru el, Pictura pe pereți în care vede Sfinția ca o lume reală. Da. Ca o lume reală. Pictura era o lume reală. Pictura era, era televizorul secolelor în care televizorul n-a existat. Inclusiv cartea celor care nu știau să citească. A fost o provocare. Eu întotdeauna am planuri așa foarte mari și am zis să... tocmai pentru că nu prea avem picturi, nu avem biserici în care pictura originală se fi păsat, pictura de secol 14-15 se fi păsat, început de secol 15, de fapt, să se fi păstrat, am zis, ok, voi picta eu o biserică. Și m-am uitat în jur, așa, la prieteni, la cunoștințe, zic, ok, cu cine să vorbesc eu ca să pot picta această biserică? Și am găsit pe un prieten destul de vechi, pictor Gabriel Florea, el a început să picteze exact cum a început să picteze și Ștefan. Deci nu s-a dus, s-a făcut facultate. El a început să picteze ca ucenic. Deci a început ca pe vremuri și ulterior a început să urmeze cursuri. Deci era pictură de biserică, nu? Pictură de biserică, da. Nu pictură... Da. Nu pictură, pictură de biserică, da. Și am discutat cu el foarte mult, mi-am dat seama că... Eu citisem înainte, deci citisem pe Vasari, pe Celino Celini și așa mai departe. Celino Celini. Mi-am seama că nu știu mare lucru, că în momentul în care intru într-o biserică, habar n-am ce văd acolo, în afară de faptul că văd niște frește și ok. Da, și ea spune, ce secret ai aflat? Foarte multe, da. Din biografie am aflat, de exemplu, că nu că bisericile erau de lemn, că asta știm, că majoritatea bisericilor erau de lemn, doar bisericile mari erau de zid. Dar am aflat, de exemplu, că bisericile erau în mică parte pictate. Inițial erau văruite și aveau cruci ca pictură, urmând să fie pictate ulterior. Pe baza lucrurilor acestuia ajunge pictorul Bogdan, ajunge la Negrea să picteze biserica de acolo și așa ajunge și Ștefan să-l cunoască. Am aflat de la Gabriel Florea foarte multe chestii legate tehnică. Cum pictezi, cum pregătești peretele, tot felul de amănunte. La un moment dat citisem despre faptul că se puneau niște șabloane pe perete și mă gândeam, ok, bui, pun șablonul și cum... mă gândeam că dai cu pensula peste șablon. Eu așa mă gândeam. De unde? Deci dai cu un praf de cărbune
cu cărbune, dar am crezut că e vorba de o bucată de cărbune, că aveau o bucată de cărbune care dădeau, care trasau, ca un creion. Am aflat că nici gând, deci nu este așa. Și toate aceste informații se regăsesc în carte. Deci tot ce apare acolo este foarte bine documentat. Mai era o chestie, că trebuia să fie în nu mai rețin da, poziția. Da, asta e iar un lucru foarte, foarte interesant și care deschide o perspectivă foarte interesantă, faptul că realitatea în pictura bisericească este cea din pictură, nu cea din lumea, din exterior, din lumea asta reală. Era. Și atunci, bine, nu-și pun mult problema de ce personajele importante sunt puse în stânga și nu în dreapta, nu? Dreapta este partea importantă. De fapt, ele nu sunt puse în stânga, dar perspectiva este inversată. Ele, de fapt, dacă privim din interiorul picturii, ele sunt la locul lor, adică în dreapta. Și asta zic, împreună cu el am pictat pronaosul acestei biserici. N-am mai intrat și în partea de biserică propriu-zisă. Pentru că pe fiecare perete se află anumite figuri, ele sunt, cum să spun eu, fixe, posturile fixe, pergamentele acelea pe care le au în mână au anumite mesaje, deci nu orice. Uh-huh. Și astfel am putut să creez scena respectivă. Mi-a luat foarte mult, deci mi-a luat partea asta mult mai mult decât orice parte a romanului. În ce an se întâmplă lucrurile astea în cetatea Suceavei, mai exact? Acțiunea începe, 1410 de fapt începe, atunci se naște Ștefan și se încheie în 1424, dar la Constantinopol. Deci să zicem că în cetatea Suceavei în jur de 1422, 21, 22, cam așa ajunge el acolo. Prima parte a vieții, deci urmează un traseu, ajunge la mănăstire, la cetatea Suceavei, unde se întâmplă o bună parte din roman, și apoi avem parte de o călătorie, de la Suceava la Cetatea Albă. Și poate vorbim un pic și despre Cetatea Albă. Drumul, erau mai multe drumuri comerciale, că la un moment dat am vorbit despre chestia asta, care plecau din Suceava așa ca niște raze. Deci unul este cel care merge la Cetatea Albă. Era destul de aglomerat, cât putea fi atunci, dar era destul de bătut, așa, de necustor, pentru că era sigur. Alexandru cel Bun luase măsuri ca acest drum să fie sigur, tocmai ca să fie atractiv pentru negustor, pentru comerț. Și el mergea pe teritoriu, deci de la Suceava pe teritoriu Moldovei și la un moment dat trecea în, să zicem, partea care acum e în Republica Moldova, înainte de a ajunge la destinație. Cu Cetatea Albă a fost iar un lucru amuzant. Am văzut o hartă a Cetății Albe, că așa m-am hotărât ca acțiunea să aibă loc acolo. Puteam să aleg altă cetate care era în zona respectivă, dar am văzut o hartă extraordinară cu Cetatea Albă, cu nu știu câte curți, ziduri minunate, în fine, zis, gata, își imaginam acțiunea acolo. Și, bun, în momentul în care m-am documentat, am aflat că din toate acele ziduri, curți, nu era decât un mic fort. Deci Cetatea Albă, până în 1424, era un fort cu patru turnuri, de forme diferite și dimensiuni diferite. Chiar era o discuție legată de ce e așa, deci de ce nu au toate turnuri în aceeași formă, în fine. Și era portul. Sigur că exista un târg, exact ca la Suceava, dar un târg mult mai mic în exteriorul acestui fort. Și descrierea fortului este destul de veridică, așa, și e bazată pe ce am spus, pe cartea Marianei Șlapac. S-au efectuat destul de multe cercetări în zona respectivă. Poți să ne spui ceva și din Cetatea Suceavei și din Cetatea Albă pe care, nu știu, lucruri foarte puțin știute pe care le-ai dezgropat tu și le-ai introdus în cartea asta?
Adică lucru pe care ar trebui să facă o cercetare foarte amănunțită, de exemplu, aproape de istoric. Cum am mers în zona aceea? Pentru că n-ai cum să afli ce s-a întâmplat într-un anumit an, numai dintr-o carte de istorie generală, chiar care vorbește despre perioada medievală, pentru că nu se ocupă nimeni de un anumit an. Deci, pentru a găsi aceste informații, trebuie să merg, cum să spun, în articol în articol, astfel încât să reduc cât mai mult plaja și, mă rog, perioada de timp. Suceava, de exemplu, a crescut, ziceam la un moment dat că a crescut foarte mult și avea, inițial, avea un șans de apărare și o palisadă, la un moment dat a crescut atât de mult încât a dat pe din afară. Deci a depășit șansul și palisada respectivă și s-a întins, deci în decurs de 20 de ani, s-a întins astfel încât au fost nevoiți să mai construiască încă o palisadă și să mai sape un șanț. La un moment dat apare chestia asta în roman, în momentul în care ei traversează șanțul acesta, care rămăsese așa un fel de... Și că tot veni vorba cu, să... cu broaște, mă rog, o zonă... Să spunem oamenilor că la finalul cărții, lipită, poate fi și desprinsă, există o hartă unicat. Da? Realizată de Ionuț Bănuță. Da, o hartă a Sucevei din secolul al XV-lea. Pe ce s-a bazat? S-a bazat pe cartea lui Emile Mandi și pe hărțile pe care el le-a realizat. Hărțile acelea sunt hărți arheologice, deci nu arată așa, normal. Hărțile lui Emile Mandi merg, de fapt, până în secolul XVII. Deci a trebuit să extragem de pe acele hărți numai construcțiile care ar fi putut să fie la 1424. Dacă am auzit comentarii, cred că am pus la un moment dat harta online și o stai un pic, că nu e... Lipsește nu știu ce. Lipsesc păi, da, pentru că nu erau, da. Că nu erau că nu atunci. Erau, da. Exact. Da. Unde avem cetatea, hanul polonez, drumul spre Hanul polonez era, deci este atestat. Biserica Mirăuți. Da. Mirăuțiu era, Iscaniu erau, astea erau și pe vremea aceea. Chiar dacă nu se știe exact dacă denumirea acelor ulițe, erau niște ulițe care erau nepavate. Mai mult te gândești, trebuie să ne gândim la o comunitate cum e cea sătească acum, sau mă rog, cum era cea sătească acum 20 de ani. Deci niște străzi, așa, cu piatră, sau chiar fără piatră, care treceau printre construcții. Construcțiile erau destul de rare și se vede și pe hartă. Deci era zona de târg, unde construcțiile erau ca un zid, pivnițe de piatră și deasupra un etaj sau două din lemn. Iar mai nu mult în spate erau case răzlețe, curți foarte mari, târguri mai mici, de exemplu târg de vite separat, foarte puține biserici la vremea respectivă. Asta poate să fie un lucru pe care multă lume să nu știe. La vremea respectivă existau 6 preoți în tot târgul Sucevei. Uh-huh. Atât. Deci au foarte, foarte puține biserici. Exista mănăstirea Iscani, exista Mirăuțiu, deci cei 6 preoți erau ai târgului, nu erau preoții care se țin nici de mitropolie, nici cei ai curții domnești. Alexandru cel Bun aduce moaștele Sfântului Ioan cel Nou, le aduce de la Cetatea Albă la Suceava. Și în timpul lui, inclusiv biserica din... La un moment dat și apare Alexandru, da, cel da, Bun, apare nu așa, foarte trecător. Mult, da, e da, trecător, dar imaginea e, da. Na, mai ales pentru din prisma lui Ștefan, e spectaculoasă. Ani din Cetatea Sucevei, pornind spre Cetatea Albă, într-o conjunctură întâmplări nefericite, devine ușor dramatică cartea ta, dar de aici nu vreau să intru în mai multe detalii, vreau ca cititorii să descopere, dar punctul central al cărții devine libertatea, noțiunea de libertate în evul mediu, care era ceva care se putea pierde foarte ușor și foarte greu recâștiga. Nu cred că erau foarte multe cazuri. Că te puteai trezi peste noapte... Da. Foarte, foarte ușor. Sau mai multe modalități, ca să zic așa, în ghilimele, de a te trezi astfel. Situația sclavilor în evul mediu este mai proastă decât situația sclavilor în Antichitate. În sensul că, în Antichitate, ei erau o
acum pot să zic o pătură socială, dar erau atât suficient de mulți ca să reprezinte ceva. Deci erau normați, aveau drepturi, îndatoriri, exista legislație legată de ei. Sclavii în Evul Mediu nu mai sunt atât de mulți și se merge deja spre, să zicem, interzicerea lor. Deja pe linie religioasă încearcă să îi elimine, în sensul că papa la un moment dat cere ca în momentul în care un sclav este creștin să fie eliberat. Era vorba însă de creștinii catolici. Deci dacă un sclav, fiind catolic, da, se ducea la, știu eu, și era sclavul unui altui creștin, se ducea la o autoritate în orașul respectiv, spunea eu sunt catolic, atunci avea șanse să fie eliberat. Acum nu știm dacă era ortodox, dacă avea șanse să fie eliberat în aceeași măsură. Posibil da sau nu. Nu am găsit documente normal sau nu am găsit ceva care să susțină acest lucru. Descrierea pieței de la... deci la Cetatea Albă era o piață foarte mare de sclavi și descrierea este autentică în sensul că am găsit-o într-un jurnal de călătorii din perioada respectivă. Jurnalul are, mi se pare, este cu 5 sau 10 ani după acțiunea cărții. Dar este clar că situația era aceeași. Deci toată descrierea aceea este... Nu se schimba atât de repede. Exact, exact. Este absolut reală. Deci tot ce se făcea, inclusiv anumite chestii legate de, să zicem, bunele practici în meseria, ca să spun așa în ghilimele, de vânzător de sclav. Și ele apar în carte. El la un moment dat, ce se întâmplă dacă un sclav îl cumpere, dacă cumpere un sclav și moare după 3 zile de ciumă. Mhm. Deci primești bani înapoi. Primești bani înapoi. Era un lucru bun, da. Mă rog, din ghilimele, cu mari ghilimele, sigur. Trebuia să primești o garanție. Da, asta era garanția. Deci sunt lucruri pe care le-am descoperit, ți-am zis, să pun după ele. Dar puteai să devii sclav? Da, deci puteai să devii sclav. Da. Tu fiind om liber, adică născând-te om liber, fiind om liber și la un moment dat, intrând într-o datorie, de exemplu. Tot o datorie... dacă erai făcut prizonier, fie că și satul tău era sau orașul era atacat de turci sau de alții, fie pur și simplu tu erai soldat și erai capturat și deveneai sclav, se spunea că ar fi fost o interdicție să vinzi sclav creștin către zona musulmană. Acum, iar cu mari ghilimele, pentru că Cairo, în Egiptul mamelucilor, sunt foarte, foarte mulți sclavi creștini și unii dintre ei, sigur, fiind răpiți de pirați, iar puteai să fii răpit de pirați și să devii sclav, să fii vândut în Egipt. Dar sunt totuși... mărturii și că vindeau totuși, așa pe sub mână, vindeau și creștini. Chiar creștinii vindeau creștini către Egipt și zona musulmană. Să respecte regulile acum, da. Păi absolut, atunci era... da. Dacă îi prindeau, nu era bine, dar mulți scăpau neprinși. Hoțul neprins e negustor cinstit. Deci... Ești recunoscută și de public și de zona oarecum mai critică ca o mare creatoare de lume. Și dacă tot am vorbit cel puțin despre recrearea acestui Ev Mediu românesc, vreau să vorbesc cu tine despre câteva reguli, da? Neoficiale, da, de care tu ții cont când creezi o lume. De fapt, vreau să fur un pic de meserie, fie vorba între noi, să facem un podcast ăsta. Fiecare scriitor are, cum să spun eu... Nu începe cu asta. Trick of the trade, da. Însă, fiecare scriitor are stilul lui, deci e clar că are o amprentă personală, un mod de a aborda lucruri. Eu las ideile să stea. Deci nu vine o idee și mă apuc și scriu a doua zi. Deci ideile la mine sunt ca un izvoraș. Îți imaginezi un izvoraș în munte, frumos, devine un pârâiaș, mai adună niște pietre, niște nisip, la un moment dat se întâlnește cu alte pârâiașe, devine, știu, un râu. Râul devine un fluviu, omul se duce spre mare, în cât timp durează? Poate să dureze și 10 ani. Și 10 ani. Ajunge la mare, acolo devine delta. E momentul în care ai vedea delta, e momentul să scriu și eu romanul.
De aceea sunt detaliate. Asta e o chestie pe care am, cum să spun eu, am furat-o așa din zona, într-adevăr, de science fiction. Nu poți să creezi o lume din nimic dacă te grăbești. Ea nu va fi detaliată. Deci nu va fi veridică. Nu va fi veridică. Nu poți să... Adică există o limită pentru fiecare de a merge în adâncimea unei lumi, unui personaj și așa mai departe. Deci am personaje și inclusiv personaje pe care le folosesc aici, la care m-am gândit foarte, foarte mult timp. Nu știam unde o să le plasez, dar le creionam psihologic vorbind. Deci foarte important este să nu te grăbești. În general, când scrii, să nu te grăbești. Să ai timp să citești, nu neapărat bibliografie pentru ce vrei să scrii, și în general să citești. Pentru că citind vezi cum alții scriitori au rezolvat anumite probleme, găsești niște idei care generează niște idei la tine, nu neapărat că iei ideile lor. Deci cum spuneam mai devreme despre Yukio Mishima și despre Marea Fertilității. Deci nu au nicio legătură cele două. Cine a citit a zice, ok, cum a generat asta o carte, altă carte. Deci asta în primul rând. Care sunt lucrurile de care ții cont când se creează, când creezi lumea? Personajele. Până la urmă, o carte este ținută de personaje. Psihologia personajelor va genera niște schimbări în lume, pentru că fiecare om, deci numai fiecare personaj, percepe lumea din perspectiva lui. Și atunci am personaje diverse, în general merg pe mai multe perspective narrative și mai multe personaje. Aici nu am mers așa, dar de obicei așa merg. Și atunci fiecare personaj vede o porțiune din lumea respectivă. Mm-hmm. Și de asemenea vede alte personaje în altă lumină. Și asta înseamnă că trebuie lucrat foarte mult la nivel de personaj. Lumea trebuie să fie detaliată, de asemenea, atât de detaliată încât... Aici vreau să ajung mai... Da, trebuie să fie atât de detaliată încât ar fi ca și cum noi stăm aici și eu încep să scriu un roman cu noi fiind aici. Și atunci știu ce am în dreapta, ce am în stânga, ce am în față, ce fusese în spate și am observat sau n-am observat și când am observat. Deci sunt tot felul de elemente pe care autorul trebuie să le știe. Poate să le menționeze în roman sau nu, dar el trebuie să existe pentru că ele dau adâncime romanului, dau adâncime și veridicitate. Care-i primul context la care te gândești când creezi lumea? În afară de cel geografic, spațial, bun, asta în care plasăm personaje. E cel economic, e cel al credințelor, e cel inclusiv social? Inclusiv acesta. Deci personajul are o credință sau nu are? Dacă nu are, de ce? Dacă are, de ce? Și automat, deci asta, exact. Toate tipurile de credințe din perioada respectivă. Dacă are credință, ok, de unde vine? Are familie? Cine era familia? Adică nu crezi doar personajul singur, ci crezi personajul într-un context. Și-a schimbat credința. De ce a schimbat-o? Ce mecanism a dus aici? Deci asta trebuie, scriitorul trebuie să le știe. Le-am zis, le introduce sau nu le introduce, dar asta, toate aceste informații vor da coerență. Sunt cititorii, cum să spun, mai distrați. Deci citesc așa, ca să se distreze, de-aia am zis mai distrați. Deci pur și simplu pentru plăcerea. Da, în sensul acesta. Adică nu bagă de seamă amănuntele, asta voiam să zic. Da. Dar nu toți sunt cititori sunt așa. În momentul în care pleacă o carte, și asta e alt tip așa, pe care trebuie să-l avem în vedere când scriem, cartea noastră pleacă într-o zonă necunoscută. Deci nu știm cu cine se întâlnește. Mă rog, e ca scufița și se întâlnește cu lupul, știi? Deci se poate întâlni și cartea asta cu lupul, cu cititorul lup, care este foarte atent, care are cunoștință, care zice, păi uite aici, eu știu că nu e așa, că eu am citit... Îl poți pierde de la un guler. Absolut, da. Și zice, păi da, de nu știu câte ori am văzut... comentarii de genul ăsta, păi da, dar pe vremea respectivă nu era așa, dar cu tare abanare. Deci când a scris cartea, s-a documentat prost. Bine, sunt și persoane care comentează neștiind, de fapt, despre ce e vorba. Și asta e adevărat. Am pățit și asta la multe cărți. Se pățește și așa ceva. Însă, important este cartea să fie ok. Acum că unii o receptează într-un fel sau nu, asta este altă treabă. Însă, asta spun, orice carte are o poveste și ea trebuie să se adreseze cât mai multor cititori. Deci
mulți cititori trebuie să găsească în ea ceva, că găsesc acțiune, ok, că găsesc personaje. Sunt cititori care sunt, cum să spun, relaționează cu personaje și eu sunt genul ăsta de cititor. Sunt cititori care nu relaționează, adică pe care nu interesează personaje, deci nu citesc pentru personaje. Citesc pentru acțiune, citesc pentru idee. SF-ul, de exemplu, este o literatură a unei idei. Mai puțin contează. Nu neapărat a unui personaj. Da, ideea științifică. Deci, că sunt personaje ok, dar nu asta interesează. Interesează mai mult acțiunea și ideea. Deci, asta era unul din desfaturi, că trebuie să ținem cont de mai mulți cititori, de o plajă mai mare. Nu trebuie să ținem seama cont numai de noi ca cititori, deci ce cititor aș fi eu, sau prietenii noștri, sau, mă rog, cunoscuții noștri, ci de oameni necunoscuți, care trebuie și să găsească ceva acolo. Sigur, nu există cartea perfectă care va mulțumi toți cititorii din lume, dacă ar exista... Încă nu. Da, vrea să știm și noi care este aceea. Poate inteligența artificială. Nu cred, nici măcar. Da, normal că nu suntem ai cum deosebiți, ne plac lucruri deosebite. Există, de ajuns, există o scânteie, deci noi căutăm scânteia în cartea respectivă. Și unii o găsim, unii nu o găsim. Care crezi că e scânteia cărții tale? Personajele, asta e chimia, mă rog, dintre personaje. Poate să fie istoria, pentru cei pasionați de istorie, de ce nu? Nu știu, filozofia. Poate să fie orice, asta am spus, poate să fie orice. Sunt multe pârghii. Pentru că sunt multe pârghii și sunt mulți cititori care pot să ajungă la ea. Poți agăța. Pe final o să te rog să îmi spui câteva cărți românești, că la ele vreau să fac referire, fără să dau un timp de, acum 10 ani, acum 5 ani publicate, pentru că știu că nu sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe, și pe zona de historical fiction și pe zona de fantasy, pentru că vreau cât de cât să o ținem în, cum să zic eu, într-un cadru al cărții tale, să nu mergem pe SF, care ar fi 3-4 titluri românești all time, pe care ar trebui obligatoriu să le avem în bibliotecă. Perioada comunistă, pare rău să încep așa, da, ăsta e adevărul. Asta depinde cum continuă. Da, exact, depinde. Este plină de serii bune de ficțiune istorică. Vintilă Corbu. Bine, el a plecat de bine ce i-a făcut perioada comunistă, a plecat din România. Dar are Căderea Constantinopolului, că tot vorbim de perioada medievală, Căderea Constantinopolului, care este o carte care se poate citi și acum. Au mai reeditat-o, dar nu în ultima vreme, ceea ce e păcat, pentru că multă lume o caută și multă lume o laudă. Dar cred că e online, nu? Păi e online, dar... Mă rog, multă lumea, avem... una lume citește, vrea să citească cartea fizică. Există o... seria lui Rodico Joc Brașoveanu, cea cu logofot Andronic, aceasta tot a fost reeditată, că ea a fost reeditată și mai de curând. Logofotul de taină și așa mai departe. Radu Boureanu, chiar am recitit de curând, Frumosul Principe Cercel, deci încerc să mă țin de perioada respectivă, așa, perioada medievală. Mai nou, într-adevăr, avem o mare problemă. Nu avem serii, avem cărți. Ok să avem și cărți, nu e nicio problemă. Dar pentru perioada medievală românească aproape nu avem nimic din ce am citit eu. Nu că nu există, dar din ce am citit. Am văzut câteva în librării, dar n-am apucat să le cumpăr, deci nu pot să vorbesc despre ele. Însă, Nicolae Strâmbeanu, Evanghelia după Arania, este o carte extraordinară, am descoperit-o absolut întâmplător. Nu intră într-adevăr în zona țărilor române, însă este o aventură picarescă, cum să spun eu, ala secolul XVII. Deci este absolut autentică. Mie mi-a plăcut foarte mult literatura aceasta picarescă. Și depun mărturie că este o carte foarte, foarte bună, foarte bine scrisă, foarte bine documentată. Este prima lui carte și a și câștigat o mulțime de premii. Cred că pe mulți i-a uimit când a apărut. El mai are și alte cărți și cam toate în zona aceasta medievală. Radu Paraschivescu, Fluture Negru.
este despre Caravaggio. Ea n-are legătură cu... tot. Da, cu Caravaggio, care este pe copertă, da. Îmi place foarte mult ca, ca pictor și mi-a plăcut foarte mult și romanul lui, lui Radu Paraschivescu. N-are legătură cu țările române. Octavian Soviani are legătură cu țările române, dar nu e perioada medievală. Deci este secolul XIX, viața lui Costas Venetis. Da. Altă carte pe care am descoperit-o din întâmplare și mă întreb, dar de ce descoper eu din întâmplare chestiile astea și nu le văd... E o carte fabuloasă și carte trece și prin România, trece prin da, prin Grecia, Turcia... Da, și țara românească. Și țara românească, țara, da. Chiar Bucureștiul. Da. Da. Foarte interesantă, foarte bine scrisă, mai dură un pic, dar foarte, foarte bună. De astfel... Nu se găsește, dar e în plan de reeditare la Hiperliteratură. Okay, da. Probabil. Spre anul viitor. Lelian mi-a plăcut. Mie îmi place foarte mult cum scrie Octavian Soviani. Este genul clasic, genul de scriitor serios. Adică nu știu eu, face rabat la stil, la documentare. Deci foarte mult mi-a plăcut și mi-au plăcut cele două, și cele două volume din seria Lelian. Nu au legătură cu țările române. Povestea lui Verlaine. Verlaine, dar foarte, jumătate ficționalizată. Foarte, foarte bine, foarte bine făcută. Un scriitor tânăr? Scriitor spre tânăr. Foarte tânăr? Nu, scriitor. Acum mă gândeam la altceva, mă gândeam la ceva de graniță. Pentru că mai există scriitori care abordează ficțiunea istorică sau mitologia sau, mă rog, dar o introduc așa în alt ambalaj, ca să zic așa. Și mă gândeam la o carte asta ca să închei și să vin și mai aproape și la un scriitor mai tânăr, dacă... decât Octavian Soviani. Toți sunt... Nu avem nimic. Da. Ziceam așa să lovim în toate direcțiile. Nu e foarte... Adică nici el nu este foarte tânăr. Nu e un scriitor de 20-30 de ani, dar Teodor Hosu Longin cu 10 povești și rețete pierdute din Delta. Este o carte, mai ales pentru vară, extraordinară. Deci ai istorie, ai călătorii, vrei să mergi în vacanță, uite, te duci în Delta. Ai rețetele, deci dacă treci pe la Chirhana, iei și peștele, care sunt, eu am încercat una dintre ele și a ieșit extraordinar și ea. Și afli, asta spun, afli și legende, de exemplu, legenda cetății Adgamum, e una dintre ele, chiar am vizitat-o anul trecut lângă Jurilovca, foarte frumos. Sunt pozele acelea splendide, asta așa ca să încheiem... E o carte album cu 100 de fotografii, da. Da, foarte frumoasă și e ceva mai... să zicem, mai potrivit pentru perioada asta de concedii, de libertate, de vară. De libertate. De 40 de grade. De 40 de grade, da. Mănânci un pește, o bere rece, nu? Sau, mă rog, o apă rece, fiecare ce bea. Pentru fantasy, cum era, am sunat un prieten. Deci, efectiv, am sunat un prieten și la un tema mai tu ești mai pe fantasy, așa mai de mult. Zin și mie. O ducem destul de rău cu fantasy-ul. Avem un scriitor pe care chiar l-am citit și care scrie foarte, foarte bine. Avem fantasy, apropo, și acum fac o pantală. Avem niște fantasy, dar este în zona de adolescenți. Nu, lucrurile oricum că avem da, așa, nu niște ai... fantasy. Da, adică avem, sunt, deci nu pot să-i că nu există, dar sunt mai degrabă în zona... Young adult. Young adult, da. Eu nu mai citesc zona asta, nu... Nu în sensul că nu consider că merită cumpărate sau așa. Dacă aș fi fost în targetul lor, aș fi cumpărat. Am și citit fantasy când eram în perioada respectivă. Nu este genul de fantasy epic. Acum, dacă citesc așa ceva. Sau fantasy-ul cultural, nu știu, mitologic. Mă rog. Deci, întorcându-ne la scriitorul despre care vorbeam, Oliviu Crâznic se numește. Și are un roman... care se intitulează și la sfârșit a mai rămas, uite, nu mai știu acum, am un lapsus, Coșmarul. Și la sfârșit a mai rămas Coșmarul, care este un gotic. Deci un... noi nu prea avem romane gotice, adică avem Domnișoara Cristina, să zicem, Mircea Eliade, în fine. Dar nu prea avem zona asta. Da, și la da, exact, da. Nu e la graniță. Și mai are o colegă povestit, Ceasul Fantasmelor, unde are atât ficțiune istorică cât și fantasy, unde sunt chiar mai, un pic mai spre SF, dar în general el este în zona aceasta de fantasy, de fantastic. Așa, deci o a doua propunere
ar fi Rodica Bretin, o scriitoare care începe să scrie în anii 80. Eu am citit-o prima dată la sfârșitul anilor 80, de fapt. Și a scris ficțiune istorică și fantasy. Are, de exemplu, o serie Protectori, pe care a publicat-o nu de mult, care e de fantasy. Avem destul de puțin fantasy. În anii, dacă la ficțiunea istorică comunismul e foarte bine reprezentat din motive obiective, deci vreau să prezinte așa istoria noastră și așa. Fantasy-ul nu prea. Este Vladimir Colin. Nici nu s-ar fi potrivit. Nu s-ar fi potrivit, și da, fi da, fost da. Considerat exact, exact. Subversiv. Este totuși Vladimir Colin. Vladimir Colin cu legende țării lui Vam. Este o mitologie extraordinară. Deci el reconstruiește acolo o întreagă mitologie a unei lumi ficționale, foarte, foarte interesantă. Și mai are o carte, tot așa, o culegere de povestiri, Dinții lui Cronos. Ficțiune istorică, amestecată cu fantasy, tot de așa, merge spre... Și am adunat câteva titluri românești. Da, da, de... da, da. Nu foarte multe. De... Cred că mai sunt. Acum și eu bine, recomand ce am apucat să citesc. Sunt da. Cărțile recomandate Ana Maria Negrin. Da, exact. Sunt totalitatea cărților, nu, mai exact, sunt și exact. Mai avem și alte da. Gusturi. Da. Pe final, eu zic că fiecare scriitor, final, fiecare scriitor are o carte care e un fel de Biblia lui, mai ales de beletristică. Care e Biblia ta literară? Numele Trandafirului. Ok. Da, asta. Acum am numele făcut multe legături. Este o carte care m-a trimis la numele Trandafirului. Da, am la un moment dat o... Și la Pinocchio. Asta nu e bine. Nu-mi place Pinocchio. Nu în sensul... Da, nu în sensul acela. Alat da. De n-ai. E copilăresc. Dar ca poveste, ca naivitatea lui Ștefan și trecerea lui... Culmea este că povestea aceasta nu este... Adică, mă rog, ce-i se întâmplă lui nu este inspirat de ceva medieval. Deci sursa de inspirație au fost niște cazuri absolut actuale de tineri care, bine, au fost tot așa păcăliți de niște grupuri, de fapt de niște prieteni, ca și-au intrat în niște situații absolut cumplite. Aici am îndulcit oarecum pastila, deci în Evul Mediu, da? Okay. Se putea întâmpla și atunci destul de rău. Dar asta spun, sursa de inspirație a traseului acesteia, a decăderii lui Ștefan nu este medievală. Asta e și ideea celor patru oglinzi. La un moment dat m-a întrebat cineva ce e cu oglinzile, adică ce reprezintă acestea. Deci oglinzile sunt niște poți, niște locuri de trecere, dar nu sunt niște locuri de trecere în mitologia românească. Ele sunt niște locuri de trecere malefice. Deci oglinzile, de exemplu, la moartea cuiva sunt acoperite. Pentru a nu lăsa, deci la o moarte se produce și un dezechilibru, de a nu lăsa forțele malefice să iasă din oglindă și să ajungă în realitate. De aceea aceste oglinzi, el trecând prin aceste oglinzi, nu se îmbunătățește. Deci la prima oglindă, care e cea mai... Dar mai multe lăsăm pe cititor. Da, lăsăm să... Zic, să exact, descoperi. Da, mulțumesc da. Mult, Ana Maria. Mulțumesc. Și sper să... Da, sper ca cât mai mulți cititori să descopere oglinzile tale ale adevărului. Și care totuși, este adevărul din spatele oglinzilor. Da, exact. Da, da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu.